Miercuri 11 decembrie, bunul gust, eleganța și rafinamentul au fost analizați ca piloni importanți ai succesului. Women's Events prezintă workshopul Cum să te îmbraci ca să ai succes, sfaturi și trucuri de la Aurelia Neider. Fabrica de staruri 2 și 3, da sau nu, Moldova are talent, sunt doar câteva din proiectele la care a luat parte stilista de imagine. Este rezultatul productiv al școlii Polimoda din Florența, Italia, școlii de stil și imagine Bogomolov, Riga, Letonia și al muncii depuse în toți acești ani. Sala, deși plină, asculta prudent și liniștit fiecare frază rostită de ea. Exista și o comunicare foarte deschisă și naturală între speaker și public. A trecut foarte bine, m-am bucurat foarte mult că toți au fost foarte receptivi. Mi s-a părut că a trecut foarte rapid, foarte vesel, interesant. De fiecare dată când mergem să ne alegem vestimentația, trebuie să ne gândim trei lucruri. În primul rând, pentru ce cumpărăm acest, pentru ce eveniment, dacă este pentru business, pentru lucru, dacă este pentru o petrecere sau dacă este pentru aer liber. Și atunci o să mergem să știm exact ce trebuie să cumpărăm. Într-al doilea rând trebuie să știm care sunt culorile care ne se potrivesc și care este silueta care ne se potrivește. Atunci când noi nu ne înțelegem bine silueta noastră, noi nu știm cum corect să ne îmbrăcăm. Și în momentul în care noi, pentru că nu există silueta, da, nu există silueta frumoasă sau silueta nefrumoasă sau rea sau bună. Există o siluetă pe care o avem noi și atunci când noi ne îmbrăcăm corect și potrivim corect hainele, ea devine ideală. Așa că vă propun să vă acceptați și să vă iubiți corpul așa cum este el. Există doar o siluetă de care trebuie să aveți grijă pentru a arăta perfect și aveți încredere în voi înșivă. Să vedem cum s-au simțit și invitatele din această seară. Workshop-ul a fost foarte util pentru mine. Мне понравились советы от Аурелии. Я думаю, что в будущем я их обязательно использую. Было интересно узнать что-то новое, то есть и некоторые вещи подтвердились. Doamna Neider a fost foarte deschisă și a comunicat cu toată lumea. Ceea ce mi-a plăcut foarte mult feedback-ul acesta, întrebare-răspuns. O atmosferă caldă, prietenoasă, în care secretele frumuseții sunt dezvăluite, amănunțit. Am fost curioși să aflăm mai multe detalii despre acest eveniment și cine știe, poate și ceva noutăți de la organizatorii Women's Events. Este, la moment, unul dintre cei mai actuali stiliști și speakeri în domeniu. Evenimentul constituie din trei părți. Prima parte a fost speech-ul doamnei Aurelia Neider, a doua, să zic, tombola cu premii pentru participante și, desigur, a treia parte, pauza de dineu, furșet, până când lăsăm în taină cum se va numi următorul workshop, dar pot să zic că va fi după sărbătorile de anul nou. Tombola și furșetul au fost de asemenea niște momente plăcute ale serii. Doamnele și domnișoarele au câștigat cărți și produse cosmetice. Ce mesaj transmit organizatorilor în urma evenimentului? Sunteți tare bravo, trebuie să mai organizați numai decât, pentru că, după părerea mea, femeile din Moldova au nevoie de astfel de sfaturi, astfel de workshop-uri. Să mai organizeze așa evenimente foarte interesante și foarte utile.